Opoziția a depus o moțiune simplă împotriva lui Petre Daia din cauza eșecurilor pe bandă rulantă ale acestuia în ceea ce privește situația agriculturii și a fermierilor din țară. Reprezentanții USR și Forța Dreptei susțin că ministrul trebuie să plece din fruntea agriculturii, căci riscă să-i aducă pe fermierii români în faliment. USR și Forța Dreptei au depus împreună astăzi moțiunea simplă împotriva ministrului Petre Daia. Moțiune care spune simplu, de la grânarul Europei am ajuns rușinea Europei. Fiecare zi cu Petre Daia la Ministerul Agriculturii este o lovitură pentru agricultura românească, o lovitură pentru fermierii români. Moțiunea a fost depusă după ce în toată țara au fost proteste masive ale fermierilor. Agricultorii au manifestat față de eșecurile Ministerului Agriculturii pe plan național strategic de până acum, dar și față de negocierile eșuate pe care le-a avut ministrul Daia la Bruxelles, în urma cărora a ratat compensările pentru fermierii din țară și a obținut sume mult prea mici. Recent, USR a cerut demisia ministrului Agriculturii Petre Daia, după ce s-a confirmat că România primește doar 10,5 miliarde de euro de la Comisia Europeană pentru despăgubirea fermierilor. De vină, susține opoziția, ar fi și faptul că Petre Daia nu este compatibil cu vremurile pe care le trăim. Un ministru din alte vremuri, așa cum spuneam, care nu poate să țină agricultura românească în pas cu agricultura europeană din acest moment. Acest ministru trebuie să plece, e nevoie să ne redobândim independența alimentare, e nevoie de un ministru competent. În caz contrar, cei care vor plăti ar putea fi chiar românii, care deja se confruntă cu prețuri record la produsele românești. Fermierii români au la orizont un eventual faliment al agriculturii. Cetățenii români sunt speriați și nemulțumiți de nivelul ridicat al prețurilor la produsele agroalimentare, produse agroalimentare cumpărate din piețele României,